Bună ziua tuturor și bine ați venit la un nou curs în Flux Live. De data aceasta pe Facebook, în cadrul disciplinei de politici ale Uniunii Europene. Cum bine știți, această disciplină este cofinanțată de Uniunea Europeană prin programul european de educație, tineret și sport Erasmus+, lucru pe care îl spunem de fiecare dată, din motive de recunoaștere, dar și din motive de transparență, ca să evităm conflicte de interes. De data aceasta nu facem cursul pe Google, YouTube și Hangouts, pentru că au probleme tehnice aceste platforme. Dar noi deja dinainte ne-am pregătit ca să putem să ținem cursul și pe Facebook. Și de data aceasta, partenerul nostru, ca să putem să transmitem acest curs în flux, este Facebook. Am văzut că a intrat Alexandru Pascal, Cristina Odageru, Corina Elena. Bună ziua tuturor și mulțumesc de prezență. Eu cred că acest sistem pe Facebook este mult mai interactiv. Gabriel Radu, Gianina Aura Donici. Și tema de astăzi este o temă în care participarea voastră va fi una importantă. Tema de astăzi este despre politica externă a Uniunii Europene. Noi avem un curs despre politicile Uniunii Europene în care noi am acoperit, am încercat să acoperim toate principalele politici ale Uniunii Europene. Și aceste politici sunt politici în domeniul economic, este piața unică și sunt multe politici legate de piața unică, de exemplu politica în domeniul concurenței și alte politici care încearcă să facă piața unică să meargă mai bine, inclusiv Uniunea Economică și Monetară. Am văzut și că sunt politici sociale ale Uniunii Europene și aceste politici sunt politica socială propriu-zisă, dar și politica agricolă, politica regională și chiar aceste politici se ocupă în special cu problema coeziunii politice în Uniunea Europeană, ceea ce este un lucru de interes special pentru noi anul acesta, pentru că această disciplină, care este despre politicile Uniunii Europene, anul acesta acordă o atenție specială problemei coeziunii. Și, de fapt, ultimul curs al disciplinei săptămâna viitoare o să se ocupe cu asta, să înțelegem politica de coeziune a Uniunii Europene. Dar acum suntem în partea a treia a disciplinei și ne-am ocupat de politici externe ale Uniunii Europene. Am început săptămâna trecută cu politica externă cea mai importantă a Uniunii Europene, ceea ce este politica de comerț extern a Uniunii Europene. Politica prin care Uniunea Europeană face acorduri de liber comerț cu alte state din lume și prin care și politica Uniunea Europeană încearcă să se apere și industria domestică a Uniunii Europene. Adică am văzut că Uniunea Europeană are o politică care nu este liberală într-un sens naiv. Da? Nu crede în liberul comerț așa într-un sens naiv și este pregătită atunci când consideră necesar să aplice politici protecționiste ca să apere, ei spun, apărarea comerțului, ca să apere industria domestică a Uniunii Europene. Păi bine, în tema... În cursul de astăzi, noi continuăm cu politica externă a Uniunii Europene. Și politica externă nu este doar politica comercială a Uniunii Europene, chiar dacă aceasta
este cea mai importantă. Politica, wow, cât de multe persoane s-au conectat, Madalin, Cismariu, Canda Andrișa, Maria Luisa Virga, Cătălin Luca, Diana Andreea Iacob. Eu văd că acest sistem de Facebook este mult mai accesibil pentru studenți, ceea ce este un lucru foarte bun. Eu cred că și consumă mai puține resurse la voi pe telefon și acest lucru ne ajută. Vom încerca să folosim mai mult acest sistem pe Facebook, dar problema pe care o avem acum este că noi ne bazăm pe sistemul de Hangouts pentru că este mult mai interactiv și ne permite nu doar ca studenți să participe live, la video live, și că să ne vedem față în față cu studenți, dar ne permite și ei să aducem invitați la o anumită transmisiune. Eu știu că Facebook va permite acest lucru, dar în momentul actual nu este ca Hangouts, nu au o integrare așa de directă și bună între un Hangout și un video de YouTube live transmis în flux. Pe Facebook există și apeluri în video, dar nu există această posibilitate cu apeluri cu mai multe persoane și ca să fie automat retransmise pe Facebook. Dar o să cercetăm această variantă. Deci politica externă a unei mari puteri precum Uniunea Europeană are 4 instrumente. Noi am spus că primul instrument este un instrument militar. Cel de-al doilea instrument este unul economic, cel de-al treilea un instrument de diplomație și cel de-al patrulea unul de propagandă. Termenul de propagandă de multe ori nu vă place, dar este un termen tehnic care se folosește și în politica internațională. Deci noi am văzut deja un component economic care este prin politica comercială externă, care este o competență exclusivă a Uniunii. Este o competență care este deținută de Uniunea Europeană și în care noi am văzut săptămâna trecută ca și Comisia Europeană are o funcție foarte importantă, de exemplu în politica de protecționism, poate să impună fel de sancțiuni, așa, măsuri antidumping, antisubvenții și măsuri de salvgardare, da? Bine, puteți să scrieți și pe Facebook, să puneți comentarii, să puneți întrebări, nu doar numele vostru. Politica externă a Uniunii Europene în celelalte domenii, în domeniul militar, în domeniul de propaganda și diplomație nu sunt foarte dezvoltate prin comparații, dar în domeniul economic nu există doar politica comercială externă. Există și o politică care, în teorie, face parte din politici de interne ale Uniunii Europene, dar care are și o influență foarte importantă în domeniul de politică externă și mă refer la politica de imigrare a Uniunii Europene. Cum bine știți, de câteva ani, de 3-4 ani, imigrația este o problemă foarte gravă pentru Uniunea Europeană, dar în același sens reprezintă și o mare oportunitate pentru politica externă a Uniunii Europene. Și în domeniul imigrării, politica europeană
nu era foarte dezvoltată. Erau acorduri în care țări care erau la frontiera externă în area Schengen aveau responsabilitatea să se ocupe de protejarea frontierelor și să se ocupe de procesarea cererilor de asil al imigranților. Această politică, acordul de la Dublin, era o soluție care a mers atunci când imigrarea nu era așa de mare. Dar după criza migratorie din ultimii ani s-a dovedit insuficientă această politică și au apărut primele dezacorduri importante și în momentul actual problema migrării este o problemă foarte importantă pentru coeziunea Uniunii Europene. Noi am vorbit deja de la început că există în Uniunea Europeană o divizare vest-est și că în această divizare mulți dintre voi când ați comentat pe site la întrebare de seminar ați spus că problema migrației este o problemă importantă și cu adevărat este o problemă importantă de ordin intern, de obicei sunt ministrii de interne cei care se ocupă de acest lucru, dar este o problemă de interne care are și multe consecințe pentru relațiile internaționale. Pentru că, cum bine știți, în domeniul relațiilor internaționale, deja v-am spus că sunt mai multe instrumente, dar și chiar în domeniul de securitate, nu este doar vorba de apărare militară. În domeniul de securitate sunt colegi foarte importanți în cadrul facultății noastre care se ocupă cu acest concept de securitate umană. Și acest concept de securitate umană are și anumite propuneri pentru politica externă și în unele cazuri, de exemplu în cazul Canadei, această politică externă încearcă să se ocupe nu doar de apărare, dar și de diplomație și dezvoltare. Adică ei se ocupă de 3 de D. Apărare, defense, development, dezvoltare și diplomație. Deci sunt interlegate toate aceste politice și așa cum facem și noi în fiecare curs al acestei discipline anul acesta, ne concentrăm foarte mult pe consecințele politicilor asupra coeziunii interne a Uniunii Europene. Și imigrația a fost o sursă de conflict, o sursă de neînțelegere. Atunci când au ajuns mulți migranți din țări în conflict, în Mediterana, în Africa de Nord și când au ajuns în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu a avut o politică armonizată, nu a avut o politică unificată. Pentru că, de exemplu, acești migranți, ei voiau să intre în area Schengen și după aia în area Schengen să stea în țări cât mai dezvoltate posibil, unde au mai bune posibilități de muncă și mai bune state de bunăstare, mai bune servicii publice și beneficii publice. Dar ei intrau în Uniunea Europeană prin frontierele externe, prin țări precum Ungaria. Și aici s-a dovedit deja prima diferență, pentru că în Ungaria ei au avut o politică de apărare a frontierelor foarte dură cu acești migranți față de ceea ce publicul
din Europa de Nord, din Germania, din alte state, considerau ceva drept și a cauzat probleme. Și a cauzat că a fost o completă lipsă de politică comună. Și atunci când în Germania s-au văzut aceste imagini cu migranți care erau așa de prost tratați de ungari, în Germania, din motive de comunicare, din motive electorale, ei au trebuit să facă o mișcare și au decis că să crească cotele de refugiați admiși în Germania. Păi bine, acest lucru, în loc să rezolve problema prin acceptarea acestor migranți care erau prost tratați în Ungaria, chiar a agravat problema. A agravat problema pentru că a avut un efect apel. S-a spus, dacă cresc cotele migranților, atunci ajungerea în Europa, ajungerea în Ungaria este o oportunitate mai bună pentru migranți. Și atunci tu nu poți să rezolvi o problemă de migrare doar prin creșterea cotelor. Acest lucru ar rezolva problema doar în cazul în care cota ta ar fi așa de mare încât să ajungă ca să primească pe toată lumea care este dispusă să vină în Europa. Și nu este cazul. Deci doar o creștere marginală a cotelor, în loc să rezolve problema, chiar o agravează. Și acest lucru este un exemplu nu doar cum o politică internă afectează relații internaționale cu alte state, pentru că migranți provin din alte state, dar este și un exemplu cum politici de toată ordine, politici de interne, politici de externe, pot să creeze controversă și pot să creeze conflict și să pună în pericol coeziunea Uniunii Europene. Cine mai este? Cine s-a conectat? Să vedem. Tchaikovsky Tamara joined. Ion Mușchei, Irina Negru, Vasile Negura, Remus, Florin, Crenguța Stefura, Alexandru Sandache, Paula Emilia, Alexandra Maria, Sebastian Hriscu. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Dacă vă place acest filmuleț pe Facebook, să dați like. Cred că pe Facebook se dă like. Nu sunt așa la zi cu terminologie, dar eu cred că pe Facebook așa se spune. Să dați like. În toate cursurile încercăm să analizăm politicile Uniunii Europene din această perspectivă a coeziunii. Da? De ce? De ce nu a fost un acord? De ce a fost așa de greu? Și de ce încă în ziua actuală există acest dezacord între țări din grupul de la Visegrad și din ce în ce mai mult România. România înainte, la începutul, după aderarea, era o țară care întotdeauna spunea da la toate propunerile care se făceau în cadrul Uniunii Europene, spuneau da. Eu am făcut o analiză statistică despre România și Bulgaria și ei păreau domnii da, pentru că spuneau da la toate propunerile care se făceau acolo la Bruxelles. Dar în momentul actual nu este cazul. Deja eu v-am postat așa, nu știu, acum câteva zile, despre
războiul Țuica Wars, da? Cum există un dezacord dintre România, care acum deține președinția semestrială rotativă a Uniunii Europene, și restul Uniunii Europene în ceea ce se referă la Țuica și la impozitarea țuicei făcute acasă. Da? Și da, este doar, cum să spunem, o anecdotă, da? O anecdotă, dar că o anecdotă care reprezintă faptul că acum guvernul românesc și guvernul ungar și guvernul polonez și alte guverne nu sunt dispuși să accepte automat tot ce vine de la Bruxelles. Da? Aceste este doar un alt exemplu anecdotic de această divizare între Est și Vest. Dar problema migrației nu a fost o anecdotă, a fost o problemă mult mai gravă. Și această problemă, noi putem să ne întrebăm de ce. De ce țările de nord sunt mai pro-imigrație și țările de sud și de est sunt mai contra-imigrație? Păi, ține de economie, ține de diferențele economice, da? Pentru că atunci când tu ai un stat foarte bogat, poți să-ți permiți să ai o politică mult mai generoasă cu imigranții. Și dacă un imigrant în Germania primește o pensie, un ajutor de familie, ceva de 600 de euro pe lună, acolo poate să fie văzut normal dacă salariul mediu este de peste 2000 de euro. Și atunci este mai ușor de acceptat, dacă un salariu mediu este 3.000 de euro, 2.500 de euro, ca să un refugiat să primească cel măcar 600 de euro, este ceva văzut ca normal. Da? Dar în cadrul Uniunii Europene sunt multe diferențe și voi știți foarte bine, pentru că locuiți într-o regiune care este a patra regiune cea mai săracă din Uniunea Europeană, regiunea nord-est a României. Și în această regiune, media de venit pe cap de locuitor, chiar după ce s-a ținut cont de faptul că costul vieții este mai mic în această regiune decât în regiuni mai avansate a Uniunii Europene, dar în paritate de putere de cumpărare este în medie un venit pe cap de locuitor, să spunem, de 40% din media Uniunii Europene. Ceea ce este o diferență foarte mare și care ne permite să înțelegem de ce, dacă tu întrebi pe cineva din Vaslui ce părere au că imigranți să fie chemați de germani în Uniunea Europeană și să stea acolo în România, sau chiar să stea în Germania și să primească o pensie de 600 de euro pe lună. Și ei nu pot să fiu de acord dacă ei iau o pensie care este de doar 100 de euro. Da? Deci este, eu consider că este o gelosie normală și naturală, este faptul că politica de coeziune a Uniunii Europene este foarte puțin dezvoltată și dacă trebuie să concurăm săracii din România cu săracii veniți din alte state din afara Uniunii Europene, atunci noi nu suntem de acord. Noi considerăm că dacă noi facem parte, suntem membri de plin a Uniunii Europene, că
ar trebui să fim primi. România prima. România first. Să vă ocupați înainte de problemele sociale ale României, înainte să aduceți săraci din alte regiuni ale lumii. Și acest lucru s-a întâmplat și în alte țări estice. Și acest lucru se întâmplă și în Polonia. Și de ce? Pentru că sunt țări care, pe de o parte, sunt frontiere externe, dar pe de altă parte și pentru că sunt cele mai sărace, da? În momentul actual. Și atunci, dacă politica socială, care deja este foarte puțin dezvoltată la nivel de Uniunea Europeană, dacă acum va trebui să împărțim cu mai multe persoane și veniți din afară, atunci noi nu suntem de acord. Da? Același lucru s-a întâmplat și cu, într-un context în care a fost cererea, notificarea de Brexit de către Marea Britanie. Notificarea de Brexit este o problemă foarte importantă pentru politica socială europeană și pentru politica de coeziune a Uniunii Europene. Noi am spus că politica socială europeană nu se bazează așa de mult pe bugetul Uniunii Europene, care este unul foarte scăzut, dar în care mobilitatea persoanelor are o importanță majoră. Posibilitatea să muncești, posibilitatea să studiezi, posibilitatea să locuiești pur și simplu într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Dacă acest lucru se va încheia pentru o țară precum Marea Britanie, așa de mare cum este această țară și importantă pentru Uniunea Europeană, acolo vedeți că avem două steaguri astăzi, și steagul Uniunii Europene și steagul Marii Britanii, și pentru că astăzi sunt și alegeri europarlamentare în Marea Britanie, care sunt ca un fel de referendum despre Brexit și nu se știe care vor fi consecințele acestor alegeri. Deja The Times, ziarul acesta britanic, a spus că probabil mâine Theresa May își va anunța demisia. Dar nu este clar. Alte ziare nu spun același lucru. Doar Theresa May mâine se va întâlni cu liderul grupului conservator, da? Și probabil vor analiza mai multe opțiuni. Dar în orice caz, Brexitul este un context foarte, foarte, foarte grav pentru această problemă migrației și pentru problema coeziunii și a politicii sociale. Pentru că este o economie foarte mare și la nivel de primirea migranților. În România, până în anul 2016, ajungeau 10.000 de români acolo. Acum a scăzut puțin, dar este foarte, adică este o destinație foarte importantă pentru migranți români în cadrul Uniunii Europene. Dacă ei vor părăsi, se va pierde această destinație și atunci alte state ale Uniunii Europene vor trebui să se facă responsabili pentru primirea romanilor care vor să scape din sărăcie din România. Dar și dintr-un punct de vedere bugetar este o mare problemă pentru politica socială, pentru că Marea Britanie contribuiește cu 10% la bugetul Uniunii Europene și cu o contribuție așa de mare. Dacă noi spunem că politica socială și coeziunea este sub dezvoltată în Uniunea Europeană și acum
dacă vom avea cu 10% mai puține resurse la dispoziție pentru politica socială, atunci și problema poate să fie mai gravă. Eu nu știu ce se va întâmpla cu Brexitul acum. Eu am crezut la început că dacă se putea să se întâmple, dar după 3 ani și după ceea ce am văzut eu în momentul actual, cred că probabil nu se va întâmpla, da? Că această notificare de Brexit că va fi revocată de Marea Britanie, dar niciodată să nu știi și în orice caz, noi discutăm politica externă a Uniunii și o politică precum politica de migrare este foarte importantă, pentru că această politică poate să fie folosită de Uniunea Europeană ca un fel de morcov, da, pentru unele state. Și, de exemplu, pentru români este foarte important să aibă libera circulație în Europa, să aibă dreptul să călătorească în Europa, să găsească un job, să studieze în alte țări. Pentru alte state, precum Ucraina, de exemplu, faptul doar că să elimini cerința unei vize pentru a călători în Uniunea Europeană, acest lucru deja este un morcov, se spune morcov, da? Un morcov foarte important și este un instrument foarte important de politica externă a Uniunii Europene. Politica externă a Uniunii Europene include și politica de dezvoltare. Și politica de dezvoltare este o politică care tradițional s-a îndreptat către fostele colonii ale țărilor care făceau parte din comunitatea europeană și care erau tradițional în Africa, în Caraibe, în Pacific, da? Foste colonii franceze, de obicei, dar și din alte state membre, și politica de dezvoltare a Uniunii Europene s-a îndreptat către aceste țări și a funcționat foarte mult prin acorduri comerciale, preferențiale sau nu acorduri, ci avantaje comerciale, preferențiale. Da, cred că se denumesc sistemul generalizat de preferință. Este un sistem prin care anumite produse făcute în aceste țări mai puțin dezvoltate pot să intre în Uniunea Europeană fără să plătească tariful normal care este cerut din alte țări. Un lucru care, da, pe de altă parte este normal dacă este vorba de anumite colonii de unde statele Uniunii Europene aduc resurse necesare pentru industria Uniunii Europene. Deci este și o politică de dezvoltare care evoluează atunci când s-a mărit Uniunea Europeană, când s-a mărit și cu alte state, cu, să spunem, Marea Britanie și se încearcă să se schimbe această politică, să se adapteze la nevoile statelor membre actuale. În momentul actual, de exemplu, și România are o anumită politică externă de dezvoltare care se concentrează pe Republica Moldova, da? Care este destinația așa, da, principala politică externă a României și în particular politica de dezvoltare. Sunt alte politici externe care nu sunt așa de natură economică, precum politica comercială, de dezvoltare sau politica de imigrare. Sunt alte politici care
Sunt și în domeniul militar, în domeniul de apărare și Uniunea Europeană are o politică de cooperare militară care se aplică, de exemplu, la cumpărături de armament, dar și la dezvoltarea de anumite tehnologii care sunt foarte importante pentru apărare. De exemplu, vorbesc despre sistemul de poziționare globală Galileo. Acest sistem de poziționare globală care face față la GPS-ul american a fost dezvoltat și se speră că să fie, încă este în dezvoltare, dar este din ce în ce mai funcțional și este aproape gata, aproape funcțional. Și este un exemplu cum împreună în Uniunea Europeană statele membre pot să facă anumite investiții, anumite proiecte, anumite programe precum Galileo, care ar fi prea scumpe de făcut la nivel individual. Marea Britanie era o parte foarte importantă a acestui program Galileo și acum când ei vor să negociază parasiria Uniunii Europene, ei sunt amenințați că vor pierde accesul la acest proiect Galileo. Oferta Uniunii Europene pentru Marea Britanie în ceea ce se referă la acest sistem de poziționare globală este că ei vor putea ca aliați să-l folosească în viitor. Dar și la fel ca și noi, ca aliați din Alianța Atlantică, putem să folosim GPS-ul american. Da? Și ei vor putea să folosească GPS-ul Galileo a Uniunii Europene dacă ei contribuiesc cumva, plătesc o taxă de utilizare sau vor putea să folosească acest lucru. Dar ei și firmele lor, firmele britanice, nu vor putea să participe în continuare la dezvoltarea acestor sisteme. Ei nu vor putea să continue să participe la licitațiile prin care firme obțin contracte miliardare, da? Pentru dezvoltarea acestui sistem care este deja destul de dezvoltat, dar nu, încă nu este terminat. Da? Și Marea Britanie, guvernul Marii Britanii nu a fost de acord cu această ofertă a Uniunii Europene. Ei nu sunt de acord ca să continue să facă parte din sistemul Galileo doar ca utilizatori plătind o taxă, dar că nu vor putea să participe activ la aceste licitații din care multe firme tehnologice importante a Marii Britanii depind. Deci nu este acord în momentul actual și negocierea spune că dacă nu se ajunge la un acord, atunci Marea Britanie poate să încerce să dezvolte un sistem propriu, un sistem de poziționare globală propriu, care pentru ei nu ar fi acum așa de scump cum a fost, pentru că ei au deja experiență și multe lucruri s-au ieftinit. Ei au contribuit foarte mult la Galileo, dacă ei trebuie să facă unul de la zero din nou, va fi foarte scump, nu așa de scump dacă nu ar avea experiență, dar o să fie foarte scump. Și așa stau negocierile. Da? Și negocierile de Brexit este foarte greu să părăsească Uniunea Europeană fără un acord Marea Britanie, pentru că ar fi un cost foarte mare pentru Marea Britanie, dar și un cost și foarte mare pentru Uniunea Europeană, pentru că se discută despre 39 de miliarde de lire care
ar fi contribuția britanicilor în cazul în care ar fi acord cu Uniunea Europeană. Dacă nu este acord, ei nu sunt dispuși să plătească pentru nimic. Da? Să observați că aceste proiecte, care sunt proiecte de tehnologie, dar care au o importanță și în domeniul de securitate și în momentul actual, probabil ați auzit și despre tehnologia 5G la telefoane și cum există un conflict între Huawei, firma Huawei chinezească și Guvernul Statelor Unite, care vor să aplice un fel de sancțiuni, interzicere de contracte cu această firmă, care sunt încă în discuții, nu s-au aplicat încă, sunt încă așa amenințari, dar cu pentru următoarele 3 luni, dar până acum nu s-au aplicat, doar sunt amenințari de la Google, dar acum a intrat și o firmă britanică foarte importantă, ARM, care produce un component esențial al procesorilor telefoanelor mobile. Este la telefoanele mobile ca Intel, la calculatoare. Da? Și fără aceste procesoare ARM nu ar fi posibil pentru chinezi, de exemplu, să facă telefoanele așa de bune cum le fac acum. Deci este, da, este o realiniere, este discuție, este o criză. Și Uniunea Europeană, da, participă și cumva prin programul Galileo, cu anumite inițiative tehnologice care au fost promovate când era comisar european o spaniola, Loyola de Palacio, care a murit deja, dar care era foarte bună și a promovat foarte mult integrarea europeană și în particular acest sistem Galileo. Loyola de Palacio. Bine. O armată europeană adevărată. Atunci când a fost recent problema aceasta de Brexit și cu această negociere cu Marea Britanie și tot la un moment dat Emmanuel Macron, președintele francez, a publicat poziția lui despre viitorul Uniunii Europene și la un moment dat a vorbit despre nevoie unei armate europene adevărate. A spus că dacă britanicii vor pleca din Uniunea Europeană, atunci se va dezbloca posibilitatea creării unei armate europene adevărate. Pentru că, cum bine știți, Marea Britanie a fost întotdeauna o țară mai eurosceptică și niciodată nu a fost de acord cu această idee. Când Macron a spus acest lucru și Angela Merkel a făcut anumite declarații așa susținătoare și întrebarea de seminar acestei săptămâni va fi dacă poate să existe o politică de apărare europeană adevărată. Aceasta voi posta eu mai târziu pe site-ul euroscip.net, site-ul nostru, unde, apropo, doar avem încă 10 zile până la sfârșitul semestrului și este important să vă faceți treaba, să aveți un minim de participare prin citirea, recenzarea și scrierea răspunsurilor ca să puteți să participați la examen. În domeniul apărării am spus că este anumită cooperare, dar nu foarte multă și nu este o armată europeană adevărată. Da?
Sunt proiecte, sunt încercări, sunt experimente, dar nu prea este o armată europeană adevărată. Și vorbim despre experimente, este un experiment foarte interesant. Dacă voi vă uitați la site-ul Eurosci sau pe canalul de YouTube al nostru, puteți observa că este o poză de copertă cu un steag, cu un steag a Uniunii Europene, care este un steag așa la mare, da? Această poză este, eu cred, din Oceanul Indic, Indian, nu știu cum se spune, Oceanul Indian. Și aproape de costa Somaliei, da? Pentru că acolo Uniunea Europeană își face primele experimente de o politică de apărare comună. Da? Și are acolo operațiune, cred că se numește, cum se numește? Nu știu acum dacă se numește Sofia, sunt mai multe nume așa pentru operațiune, dar au acolo operațiune în care ei se luptă cu pirați din Somalia, care atacau barci europeni care pescuiau acolo în apele Somaliei. Și erau pirați și care atacau aceste barci. Probabil ați văzut aceste film despre anumite vapoare sequestrați de pirați acolo, în zona Somaliei. Păi Uniunea Europeană s-a pus de acord că s-a trimit acolo o forță navală europeană. Da? Și atunci sunt contribuții din forțele navale ale statelor membre care se duc acolo și lipesc un ațipilt cu steagul Uniunii Europene pe barci, atunci fac o forță navală europeană și se luptă cu pirați din Somalia. Și funcționează, și este un exemplu, și este foarte încurajator să vezi că există o forță navală europeană și care împreună, între toți, lucrăm ca să ne luptăm cu pirați și ca să protejăm pe pescarii noștri. Da, dar acesta este un conflict în care tu, ca să te lupți cu anumiți pirați săraci și prost armați din Somalie, este destul de ușor, da? Pentru forțele navale europene să se ducă acolo și să se lupte cu acești pirați, și nu este un risc foarte mare pentru forțele și poate să fie acord. Problema este când sunt alte conflicte, da, în care participă alte puteri importante ale lumii, da, precum Rusia, da, să spunem conflictul din Ucraina. Și acolo Uniunea Europeană nu a trimis forța navală europeană sau nu a trimis nimic legat de apărare, legat de ajutor militar, nimic. De ce? Pentru că acolo este un conflict la un nivel mult mai înalt, cu un dușman mult mai puternic care îți poate să-ți facă buba. Da? Nu este ca pirați săraci care se luptă cu pescari care pescuiesc în apele țările lor. Nu. Este vorba de oponenți mult mai puternici și la acest punct nu s-a ajuns. Adică politica de apărare a Uniunii Europene există și este o politică care este utilă, dar care se folosește pentru conflicte mici. Pentru conflicte mici în care nu sunt mari controverse interne în Uniunea Europeană, toți sunt de acord ca să ne luptăm, ca să protejăm pescarii noștri împotriva piraților, dar nu este pentru conflicte în care pot să fie conflicte de interes.
Și în ultima vreme au fost multe conflicte de interes în cadrul politicii externe a Uniunii Europene. Și în concret a fost un conflict recent legat de Arabia Saudită și Yemen. Și faptul că sunt mai multe țări din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Spania, Franța, care vând arme la guvernul din Arabia Saudită și care aceste arme pot să fie folosite în acest conflict din Yemen. A fost guvernul german cel care a propus să fie un embargo de arme, să nu se vindă arme la Arabia Saudită și dintr-un punct de vedere ideologic, chiar erau multe țări care puteau să fie de acord cu acest lucru, care nu erau de acord cu conflictul din Yemen și ar fi de acord dintr-un punct de vedere așa, cum să spunem, ideologic cu acest embargo. Dar problema este că sunt multe industrie care depind de exportul de arme la această țară, la Arabia Saudită. Și cazul spaniol a fost un caz foarte interesant. Guvernul spaniol de atunci era un guvern între socialiști și comuniști de la Podemos, acest partid nou de extrema stânga. Și acest partid, dintr-un punct de vedere ideologic, era foarte de acord ca să nu vindă arme la Arabia Saudită. Și, în concret, arme care puteau să fie folosite în acest conflict din Yemen. Ce s-a întâmplat? Ceea ce s-a întâmplat este că atunci când Spania a comunicat intenția sa să nu mai vindă aceste bombe la guvernul Arabiei Saudite, atunci guvernul Arabiei Saudite a spus: a, atunci voi alegeți politica noastră externă și ne vindeți pentru ceea ce vreți voi să ne vindeți, da? Păi atunci, dacă nu ne vindeți bombele acestea, noi nu mai vai cumpăra vapoarele astea care se construiesc la sudul Spaniei, la Cádiz. Și atunci erau mari probleme, pentru că erau mii de persoane muncitoare care munceau la producție acestei vapoare militare la Cádiz. Și Cádiz este chiar o primărie guvernată de Podemos, de partidul acesta de extrema stângă. Atunci tu poate ai o ideologie de extrema stângă și tu vrei să fii solidar cu Yemen și nu vrei să se vândă arme. Dar după aia, când ei spun, păi atunci tu îți vei pierde jobul. Și atunci îți schimbi părere. Și guvernul Spaniei a dat înapoi. Da? Și atunci guvernul Spaniei a spus, nu, acordul acesta ca să vindem aceste bombe era deja semnat de dinainte și atunci noi suntem obligați să menținem, să respectăm acordul semnat. Este doar un exemplu de desacord, adică Germania propune un lucru, dar celelalte state nu sunt de acord. Și acest lucru are legătură cu lipsa de coeziune la mai multe niveluri, la mai multe politici. Este lipsa de coeziune în ceea ce se referă la industrie, cu ce te ocupi și care sunt clienții tăi. Dar poate să fie lipsa de coeziune în ceea ce se referă la de unde cumperi tu produsele. Acum, Germania, de exemplu, își importă gazul foarte mult din Rusia și își face și acest Nord Stream și acueductul, nu știu cum se spun, gasoductul special pentru Rusia, pentru a duce gazul din Rusia.
Aceste probleme legate de energie au o influență și despre politica externă. Deci, ar fi posibilă o politică de apărare comună, o armată comună a Uniunii Europene? Este o întrebare de discuție pentru seminar pe care o voi eu posta acum pe site și unde deja au participat în trecut alți studenți de la noi, din rețeaua Euroci, de exemplu, din Ucraina, pentru că noi facem și cursuri în limba engleză care sunt oferiți studenților din Ucraina și am avut și mulți studenți din trei universități din Ucraina, din Universitatea din Cernăuți, din Jitomir și din Odessa. Și am avut un curs special despre politica externă a Uniunii Europene în domeniul de propaganda. Pentru că a fost un curs care s-a ocupat cu ceea ce se denumește acum strategic communications. Și acest lucru este un lucru important de politica externă. Și acum, de exemplu, sunt alegerile pentru Parlamentul European și există ca un fel de forță task force special în cadrul Uniunii Europene care se numește, cred că, ISTE Stratcom și care se ocupă de protejarea alegerilor la europarlamentare, deci prin influență străină dușmanoasă la aceste alegeri. Se ocupă, de exemplu, de protejarea alegerilor împotriva influența roboților care sunt de multe ori bazați pe teritoriul rusesc și care se spun că publică fake news și că încearcă să influențeze aceste campanii electorale folosind nu doar minciuni, dar și folosind și conturi false, conturi contrafăcute ca să propageze aceste informații. Ci există acum la nivel de Uniunea Europeană și o dezbatere la acest nivel. Deci este politica externă a Uniunii Europene, există. Da? Este o politică europeană de securitate comună. Este cumva în domeniul militar puțin dezvoltată, dar știm că pentru apărare nu contează doar domeniul militar, contează și domeniul economic, sancțiunile economice. Există o mare dezbatere în cadrul științei politice ale relațiilor internaționale dacă sancțiunile funcționează, dacă sancțiunile economice au un efect sau nu. Pentru că sunt unii care s-au uitat la statistice și au spus, uite, sancțiunile nu funcționează pentru că atunci când se aplică sancțiuni, statele străine nu schimbă comportamentul, adică dacă Rusia face ceva greșit și Uniunea Europeană îi aplică sancțiuni și Rusia nu schimbă comportamentul. Nu se supune la aceste sancțiuni. Da? Și atunci unii spun sancțiunile nu funcționează, sancțiunii nu merg. Da? Dar aceasta este o analiză greșită dintr-un punct de vedere științific. De ce? Pentru că nu ne putem uita doar la cazuri în care s-au aplicat sancțiuni, dacă vrem să știm dacă sancțiunile funcționează sau nu. Pentru că sancțiunile funcționează în special atunci când doar sunt amenințate, dar când nu sunt necesare până la urmă. Deci nu ne trebuie să ne uităm la cazuri doar în care au fost de fapt aplicate aceste sancțiuni, ci și la toate cazurile în care
Sancțiunile au fost o opțiune. Deci sancțiunile economice au un efect descurajator și au un efect nu doar când sunt aplicate, dar și în special când încă nu sunt aplicate. Da? De asta când guvernul Statelor Unite, administrația Trump discută politica cu partenerii din China, ei nu spun, uite, aplicăm aceste sancțiuni împotriva lui Huawei de acum. Nu. Spun, aplicăm aceste sancțiuni împotriva lui Huawei, dar lăsăm un termen de 3 luni ca să vă regândiți despre anumite lucruri și ca să mai negociăm și ca să mai discutăm. Și acest lucru este un lucru important și pentru politica externă a Uniunii Europene. Faptul că sancțiunile au putere, sancțiunile funcționează și faptul că Uniunea Europeană este o putere economică, comercială, foarte mare, face ca acest instrument să fie un instrument foarte puternic în mâinile Uniunii Europene. Problema este dacă nu ești de acord. Ai un instrument puternic în mâinile UE, dar nu ești de acord care trebuie să fie politica externă UE. Nu ești de acord dacă trebuie exportate arme la Arabia Saudită sau nu. Sau nu. Da? Și atunci, da, instrumentul este puternic, dar nu ești de acord cum să-l folosești și nu prea merge. Deci, întrebarea aceasta despre o politică comună, armată comună, politica de apărare comună, este o politică în care intervin nu doar factoare de capacitate fizică, care o are Uniunea Europeană foarte mare, dar și despre coeziune, da? Și unitatea europeană, unitate de gând. Unitate de gând niciodată nu este pentru politica externă, nici măcar la o țară precum Statele Unite, da? Despre politica externă, probabil administrația Trump are un punct de vedere și Partidul Democrat are un alt punct de vedere. În politica externă nu există o singură poziție națională. Acest lucru este o simplificare care se folosește, de exemplu, de teoria realistă, da? Ca să fie un interes național. Dar nu întotdeauna există un singur interes național, sunt mai multe interese contrapuse, da? Și atunci trebuie să găsim un acord, să găsim o înțelegere la nivel intern. De obicei, în teoriile așa mai actuale ale relațiilor internaționale, ele intră în aceste diferențe interne și multe spun că politica internațională nu este o politică între state sau nu este o politică între țări, este o politică între lideri. Da? Și atunci acest lucru ne va putea să ne ajute să înțelegem și cum se va rezolva conflictul între Statele Unite și China. Acest conflict nu este doar un conflict între Statele Unite ca țară și China ca țară. Este un conflict actual între guvernul actual al Statelor Unite și guvernul actual al Chinei. Dar ei pot să ajungă la un acord pentru că ei știu să negocieze, ei știu să facă business. Și acest acord trebuie să fie bun pentru lideri care participă la acest acord. Nu neapărat pentru întreaga populație ale unei țări, pentru că sunt interese diferite și este foarte greu. Da? Dar cel măcar pentru lideri. Și eu, da, sper să se ajungă și la un acord și în acest respect, pentru că o criză
un război commerciale tra Stati Uniti e Cina può avere effetti disastrosi per l'economia globale in generale. Bene, io vado a iertare per problemi tecnici di asta scarica legate di Google. Nu avem această platformă la dispoziție, nu funcționa astăzi, dar am încercat să rezolvăm cu Facebook. Toți cei care v-ați uitat pe Facebook la acest curs, mulțumesc pentru participare, da? Nu ați scris mult decât bună ziua, bună ziua, dar bună ziua tuturor. Și sper că săptămâna viitoare deja meargă sistemul nostru obișnuit pe YouTube și pe Google Hangouts, care poate să fie complementat și cu acest sistem pe Facebook. Săptămâna viitoare, joi, la ora 12, o să fie ultimul curs al disciplinei anul acesta. Și o să fie un curs foarte important, pentru că ne vom ocupa cu politica de coeziune, să înțelegem politica de coeziune și cum bine știți, această politică ține de toate celelalte politici ale Uniunii Europene, dar deci va fi și un fel de rezumat. Dacă este o persoană care de obicei nu se uită la curs și doar se uită la sfârșitul semestrului, odată la un curs, acesta este cursul. Acesta este cursul cel mai important, cel care va avea loc săptămâna viitoare, joi, la ora 12. Acest curs este ultimul al disciplinei, dar este și ultimul al proiectului cofinanțat de Uniunea Europeană prin această catedră Jean Monnet. Deci, este ultimul curs în care noi, la începutul cursului, spunem propaganda Uniunii Europene, cine finanțează, cine ne sponsorizează, așa cum am făcut până acum. Nu înseamnă că nu vom avea și alte proiecte în viitor cu același sponsor sau cu alții sponsor, dacă avem interese comune și dacă sunt buni pentru universitate și pentru studenți, de ce nu? Dar vom discuta despre asta săptămâna viitoare. Până atunci, vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru prezența și participare și la revedere!